Dar tu ai mai băut 15 toate azi. Dar cum să nu beau, beau și 15, ești nervoasă. Azi, fă una pentru, mă faci una pentru mine. Imaginile pe care le urmăriți sunt de la una dintre repetițiile de la Davila, teatrul din Pitești, unde se pune în scenă arhicunoscutul Titanic Vals în varianta balcanică. Piesa se numește Titanic Vals pentru că se face tot timpul referire la catastrofa din 1912 cu Titanicul. Dar ceea ce se întâmplă este, cum să spun, mărunțel, balcanic, pe Marea Neagră, s-a scufundat vapor. Ne-a lăsat 70 ceva de milioane, un chiutache. În spectacol joacă actori de la cei de pe băncile școlii până la cei trecuți bine de 70 de ani. Să vedeți că sunt vreo 4-5 generații pe scenă. Da, începând cu acești tineri, liceeni, tineri de pe băncile școlii, continuând cu cei până la 30 de ani actorii noștri, pe urmă o perioadă așa între 40 și 50 și peste 70. Peste 70. Începând cu această stagiune, Teatrul Alexandru Davila și-a făcut un corp de voluntari. Este vorba despre tineri care vor să ia parte la activitatea teatrului și care se vor implica în special în activitatea de protocol. Vor conduce spectatorii la locurile lor, le vor da pliante și programe de sală și le vor oferi detalii despre activitatea teatrală. Cura sălii și locurile campus sunt, îi vor conduce la locuri, vor împărți programe și flyere, vor vorbi despre spectacol, despre stagiune. Fiindcă interesul pentru această piesă se anunță unul ridicat, spectacolul se va juca de două ori, prima dată sâmbătă, apoi duminică, ambele reprezentații fiind de la ora 18.